dacă vom fi, dacă ne vom implica în acest proiect, am primit foarte multă experiență, ceea ce ne-a ajutat și cu studiile, adică la școală și de asemenea pentru admiterea la universitate, deoarece este foarte important, mai ales orele de voluntariat, multe universități necesită aceste lucruri și plus, desigur, cunoștințele care le acumulăm și faptul că suntem într-un grup de tineri activi ne motivează pentru a deveni mai buni pentru societatea noastră. Propunem să continuăm activitatea Fondului pentru Tineri din Cahul, să continuăm implicarea tinerilor ca membri acestui fond și ca tinerilor ca beneficiari a programului de granturi în cadrul Fondului pentru Tineri. Am văzut inițiativa, am văzut dorință de implicare, chiar ne-am bucurat la multe idei oferite din cadrul de către potențiale parteneri în cadrul fondului. Deci, banii acumulați în cadrul programului vor fi completați cu banii oferiți de Fundația Est Europeană. Fondurile vor merge pentru a acoperi nevoile tinerilor și pentru a îmbunătăți situația acestora din localități, pentru a dezvolta deprinderi și capacități și pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor. Suntem bucuroși să constatăm că tinerii noștri nu sunt totalmente indiferenți, că nu sunt obsedați, preocupați numai de rețelele de socializare, așa cum crede cineva. Sunt tineri bravo, avem tineri care merită toată lauda și ne vom strădui în măsura posibilităților să colaborăm și să ne implicăm pentru a ne ajunge scopurile noastre comune. De fapt, într-un final, să vedem rezultatele care ne-ar fi de folos tuturor nouă. Tinerii care pot aplica pentru fondul de tineri Cahul sunt tinerii care au vârsta cuprinsă de la 15, la 16, la 24 de ani. Și trebuie să dea dovadă de inițiativă, să fie activ și ar fi un plus dacă ar avea experiență în domeniul voluntariatului. Și desigur, noi vrem tineri care au și un pic de talent pentru a promova și ar fi un plus pentru în activitățile de colectare a fondurilor.